Bani, terenuri și chiar și posturi călduțe în Parlament. La studii stau mai prost. Colegii mei de la PoliticX i-au găsit, i-au filmat, i-au intervievat. Să vedeți ce a ieșit. Am văzut că ați terminat și v-ați luat bacul la 48 de ani. De ce așa târziu? Cum s-a desfășurat viața dumneavoastră de... Vă deranjează? Nu i-a deranjat în mod sigur pe cei din conducerea Partidului Social Democrat, care l-au pus pe listă. Așa a ajuns Dan Ciocan, deputat PSD de Olt. Are bani, are terenuri, n-are școală. Noastră aveți... Nu știu, o prezentare a dumneavoastră care vă respect. Nu, aveți prezentare. De ce v-ați luat bacalaureatul la 48 de ani? Poate cei pe care îi reprezentați ar vrea să știe acest lucru. Da. Eu vă mulțumesc frumos. După ce a luat bacul, domnul Ciocan s-a înscris și la Facultatea de Agronomie din Craiova. De 7 ani e tot student. Nici nu-i de mirare când îl auzi vorbind. În 2 ani de mandat a luat cuvântul în plen de puține ori. Și atunci doar a citit rapoarte scrise de alții în comisie. Cred că nu este o activitate de puțin sau mai mult. Am vorbit atât cât e nevoie. Toate sunt importante, înțelegeți, avem tot timpul, avem viitorul în față, sperăm să ducem la bune toate activitățile care ni le-am propus. Rămânem tot în PSD, schimbăm județul. În Maramureș îl găsim pe Călin Matei. Domnul deputat e cunoscut pentru ieșirile față de colegele din USR. Au avut timp și alți colegi care, datorită televiziunilor, dacă n-ar fi aici camere de luat de vederi, nici nu i-ați vedea în sală. Mai taci odată. N-ați spus niciodată nicio cuvântă în comisie și acum... Dacă mulți îți acceptă, eu unul nu-ți accept atatul meu. Doamna deputat. Hai, dispari. Vă rog frumos, conduceți ședința. N-au fost o ieșire extraordinar de excesivă. N-am jignit-o cu nimic. Vă gândiți să-i cereți scuze? Nu. Deputatul are aceeași atitudine și dacă e deranjat de întrebările presei. O informare privind metode de securizare a contului electronic. Puteți să vă uitați pe ea, să o răsfăiți. Nu, mersi. Citește-o tu și fă un prospect. Păi vă întrebam dacă e necesară asta. Știu colegii dumneavoastră să utilizeze poșta electronică. Mă gândesc că poate e necesară. De ce e necesară? De treflă. Câteva întrebări acum la parlamentar. De ce? Că nu vreau să răspund. Vreau să vă întrebăm când a abdicat regele. Nu răspund. Știu, dar nu răspund. În Partidul Național Liberal îl găsim pe deputatul de Suceava, Dumitru Mihălescu. Când vine vorba să explice ce înseamnă legea antiromânismului, deputatului i s-au scurt-circuitat sinapsele. Cred că noi românii trebuie să fim români, așa cum am fost și... De la Ștefan cel Mare, noi anul ăsta împlinim 100 de ani, centenarul, la Mare Uniri. Cred că noi trebuie să fim uniți, să fim români adevărați și să facem ceva în memoria și că cei care au făcut unirea au muncit și nu au făcut-o doar așa într-o singură zi. Noi astăzi, în primul rând, să facem respectul și să ducem mai departe și respect pentru cei care au făcut. Nu mai avem decât vreo 30 de secunde de căciulă, cum s-ar spune. Domnule avocat, vă rog.